Săruna doamnelor, domnișoarelor, bună ziua domnilor! Încântat să ne revedem cu dumneavoastră după săptămâna trecută, iată, la o nouă conferință de presă ALDE. Îl cunoașteți pe domnul președinte Toma Petcu, deputat și, nu numai atât, vicepreședinte la nivel național, implicat în tot ceea ce înseamnă politică la nivel înalt în România în acest moment. Cred că are să vă transmită foarte multe lucruri care privesc, pe de o parte, pe cetățenii din municipiul și județul Giurgiu, pe de altă parte, pe cei din întreaga țară, pentru că am văzut că luările de poziție și aparițiile de la televiziunile naționale sunt urmărite cu mare atenție de către toată lumea. Așa că îi dau cuvântul domnului președinte și apoi mai vorbim. Da, mulțumesc frumos, Ionel. O să fiu foarte, să spun, destul de scurt și rapid, pentru că avem multe subiecte pe ziua de astăzi. În primul rând, aș vrea să vorbesc puțin despre buget și despre faptul că în Parlament s-a adoptat bugetul național. Un buget care este, pe lângă faptul că a fost foarte așteptat și de lung, să zicem, dezbătut înainte de a fi supus aprobării, vreau să vă spun că este bugetul cel mai ambițios pe care România l-a propus în ultimii ani de zile. Și când mă refer cel mai ambițios, pe lângă faptul că vrem să menținem nivelul și ritmul creșterilor de salarii, ne propunem ca de la jumătatea anului să creștem și pensiile în baza legii și corelării pe legea pensiilor care ne dorim să o adoptăm atât în guvern cât și în Parlament și ca atare trebuie să prindem aceste sume necesare pentru acest lucru. Ați văzut foarte bine și dumneavoastră îndelung discutatul episod cu majorarea alocației. Eu vă spun că, indiferent dacă PNL-ul introducea sau nu acel amendament, în proiectul de buget și în viziunea noastră, doream să facem acest lucru la prima rectificare din vară. Dar faptul că PNL-ul pe ultima sută de metri a venit cu un amendament în comisie încercând să facă această modificare, cu siguranță, pămurind populist, putem de mâine, să, dacă suntem în opoziție, să introducem amendamente în care spunem că toate pensiile, salariile și alocațiile se triplează. Și normal că România atunci ar putea să intre în faliment. Dar, din punctul meu de vedere, faptul că acest lucru s-a aprobat în Parlament, dar nu în forma în care PNL-ul a propus-o și vă explic și de ce. Din păcate, PNL-ul dă dovadă din ce în ce mai mult în ultima perioadă de o slabă resursă umană precară, nu doar la Giurgiu, ci și la nivel național. Au făcut un amendament care nu avea, să spunem, în spate suportul necesar, alocarea bugetară necesară pentru a se majora aceste alocații. Atunci, colegii de la PSD, după o discuție pe care am avut-o foarte repede într-o ședință de coaliție restrânsă, am stabilit să venim cu un amendament prin care singura soluție ca să poți să găsești această sumă este să a fost să mărim deficitul. Dacă ne propusesem inițial un deficit de 2,5%, și aici aș vrea să remarc și să atrag atenția că în ultimele, spunem, două perioade financiare, cicluri financiare, 2017 și 2018, ținta de deficit care a fost propusă prin buget, a fost cea care a fost propusă, am și păstrat-o, am și realizat-o, adică ne-am propus un deficit sub 3%, cred că în primul an a fost undeva 2,8 și ceva și acum cred că undeva în jur de 2,9. Deci dacă ne-am propusese în prim buget să micșorăm acest deficit aproape cu 0,5 puncte procentuale, cu siguranță cred că și reușeam. Dar ca să putem să ducem la îndeplinire această dorință cu majorarea alocațiilor care, repet, este îndreptățită, sunt convins că majoritatea copiilor din România au nevoie de această majorare de alocație, a venit soluția aceasta de a mări deficitul de la 2,5 la 2,75. O soluție care, din punctul meu de vedere, nu este una foarte rea, pentru că totuși ne menținem în țintele care ni le-am asumat în fața Comisiei Europene, să avem un deficit sub 3%. Deci 2,75, din punctul meu de vedere, este un deficit rezonabil. Ați văzut că s-a adoptat în guvern, hotărârile și ordonanțele necesare pentru aplicarea acestei majorări, astfel încât ca toți copiii să beneficieze într-un termen foarte scurt. Odată cu publicarea și aplicarea lor de la 1 martie, practic toate alocațiile vor fi majorate în plată, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun. Dar eu nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre această zonă de alocații, pensii și salarii și aș dori să vorbesc foarte mult despre investiții. Dacă ați avut curiozitatea sau aveți curiozitatea să vă uitați în buget, este anul în care se propun cele mai ambițioase cifre pentru investiții. Și putem să vorbim de la bugetul Ministerului Transporturilor, care are cel mai mare buget de investiții,
Cel puțin de când a preluat guvernarea PSD-ALDE, nu pot să compar cu alte perioade, că n-am datele exacte, dar cu ultimii 2 ani de zile pot să compar și vreau să spun că este cel mai mare buget de investiții. Putem să ajungem și la discuția pentru investițiile prin acel fond de dezvoltare rurală, care este în subordinea Comisiei de Strategie și Prognoză. Această comisie lucrează în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Prin această posibilitate, prin acest fond, eu vă spun că se vor finanța toate cele proiecte din mediul rural care de-a lungul timpului nu au fost finanțate dintr-o anumită schemă de finanțare. Și aici putem să discutăm, să detaliem despre proiectele pentru extinderea și modernizarea rețelelor de gaze, care este un subiect foarte important și cred că dacă v-ați uitat cu mult în spate, adică acum un an și jumătate, aproape doi, am fost primul care am spus că trebuie să facem acest lucru și am demarat acest lucru și lucrurile s-au întâmplat, în sensul că am reușit să modificăm în Parlament legea în care să putem să delegăm primarilor această competență de a organiza licitațiile pentru gaze. De asemenea, am modificat legea prin care s-a aprobat PNDL-ul și se poate finanța și prin PNDL rețele de gaze, dar s-a stabilit prin buget că aceste rețele de gaze să nu fie finanțate prin PNDL de la Ministerul Dezvoltării, ci prin Comisia de Prognoză și Strategie de la Secretariatul General al Guvernului. Acest fond, în total, cred că are alocat o sumă de aproape 10 miliarde de euro, ceea ce înseamnă foarte mult. Important este să avem cu toții pregătirea și capacitatea să depunem proiecte pentru a obține aceste fonduri, astfel încât să putem să le utilizăm foarte repede. Și foarte important, este un plan ambițios în acest an și chiar am vorbit și cu doamna ministru Plumb, de a atrage foarte multe fonduri europene, astfel încât să putem să ajungem la deficitul pe care ni l-am propus, pentru că aici e foarte important. Dacă noi în balanță am reușit să aducem mai multe fonduri europene decât să cheltuim din sursele proprii, cu siguranță deficitul ar fi mult mai mic. De-aia ne și propusesem un deficit de 2,5 cu 0,5 puncte procentuale mai mic decât cel de anul trecut. Dar, repet, consider că dacă vom atrage și fondurile necesare care au fost propuse prin buget, fondurile europene necesare care au fost propuse prin buget, și dacă se va implementa, eu vă spun, 100% să ai execuție pe buget nu există. Adică dacă ne închipuim că din toată suma alocată Ministerului Transporturilor sau Ministerului Dezvoltării sau Comisiei de Strategie și Prognoză pentru acest fond de dezvoltare rurală, eu unul singur sigur vă spun că nu se va realiza 100% din buget, dar eu vă spun, dacă vom realiza, adică vom executa, vom depune proiecte și vom derula și vom plăti peste 80% din aceste fonduri și vom executa peste 80% din aceste fonduri, pentru mine personal este o mare realizare. Pentru că asta înseamnă foarte multe, să spunem, proiecte demarate, derulate, implementate și o sumă importantă de bani care intră în economia reală. Acest lucru, repet, în paralel cu derularea proiectelor europene, care este foarte importantă. Vă aduceți aminte și vă aduc aminte că împreună cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu, după o ședință a Biroului Politic Central, am ieșit și am comunicat public că, asta acum aproximativ 3 luni de zile, am ieșit și am comunicat public că sunt câteva lucruri prioritare pentru noi în acest buget. Și în primul prioritare pentru noi alte, dincolo de investiții, de zona economică, prioritare și sunt importante pentru mine pentru că au legătură în mare parte cu Giurgiu. Și am vorbit în primul rând despre refacerea și modernizarea căii ferate Giurgiu-București și de asemenea podului, să spunem, realizarea podului de la Grădiștea, că vorbim de un pod nou. Vreau să vă spun că această sumă este prinsă în buget, deci pentru execuție, nu pentru proiectare, nu pentru studii de fezabilitate, deci pentru execuție. Această sumă este prinsă în buget și sunt convins că se vor începe lucrările în acest an. Eu sper și îmi doresc foarte mult acest lucru. Ce este important, că am prins suma pentru întreaga lucrare în buget. Nu pot să vă spun că nu cunosc cifra și n-aș vrea să vă dau date eronate, dar știu că este prinsă în buget, am verificat, mi s-a comunicat doar și de la Ministerul Transportului. Nu, refacerea căii ferate și podul. Ambele. Deși refacerea căii ferate Giurgiu-București și podul de la Grădiștea, care este foarte important, pentru că până la urmă au legătură, sunt legate între ele. N-am putea să refacem calea ferată fără să facem și podul. Deci, ambele, să spunem, proiecte, dar sunt prinse într-un singur proiect. Al doilea lucru foarte important, care l-am subliniat atunci și vreau să vă comunic, că s-au reușit alocările bugetare către administrația fluvială a Dunării de Jos, a FDJ-ul, care este administrată de căi navigabile, deci calea navigabilă pe sectorul românesc de administrație este administrată de FDJ.
s-au prins sumele necesare pentru dragaj, pentru că am spus tot timpul și am repetat, degeaba încercăm noi să dezvoltăm infrastructura portoară și transportul pe Dunăre dacă nu avem cotele minime necesare pentru transport în toată perioada anului. Și ca atare, pentru sectorul românesc, pentru sectorul administrat de FDJ, am reușit să alocăm sumele necesare și avem sumele pentru dragaj, ceea ce este foarte important, dar o veste proastă ne-a venit din Bulgaria și aici am verificat cu Ministerul Transporturilor, chiar fără, sau mă rog, cu ministrul interimar, dar am avut o comunicare destul de bună acolo cu domnul secretar de stat Tite. Mi s-a comunicat din Bulgaria că ei n-au prins în acest an sume pentru dragajul pe zona pe care eu administrează. Din păcate, este exact zona cu cele mai mari probleme, adică zona de la gura Timocului, de la granița cu Serbia, până dincolo de Corabia spre Turnu Măgurele, zona cu cele mai multe praguri critice. E o veste destul de proastă pentru mine și care nu mi-aduce prea mari satisfacții, pentru că degeaba reușim noi pe restul scenariului navigabil dacă nu deblocăm această zonă. Și aici eu am venit cu o propunere care am discutat-o atât cu colegii de la ALDE și cu europarlamentarii noștri și cu domnul președinte Tăriceanu, dar am discutat-o și miercuri în ședința de coaliție, am ridicat această problemă. Și am venit cu o soluție pentru a debloca acest lucru. Așa cum am explicat, pe Convenția Dunării, așa cum a fost scrisă ea prin anii 64-65, este foarte greu să intervenim, să stabilim mai mult de administrare al scenariului navigabil. Și atunci am venit cu soluția că pe perioada președinției noastre, Ministerul Transporturilor, și aici o să am o discuție cu noul ministru, să vină cu propunerea de înființare a unei agenții europene pentru administrarea căilor navigabile interioare. Această agenție să administreze nu doar căile navigabile interioare pe Dunăre, ci și căile navigabile interioare pe celelalte canale navigabile, Rin, Main, Ron și așa mai departe, în funcție de sector. Dar pe mine mă interesează în mod special pentru Dunăre, pentru că odată cu formarea acestei agenții, dacă vom reuși, vreau să stabilim foarte clar și principiile și modul de lucru, poate și o reîmpărțire a administrării a scenariului navigabil, astfel încât România să poată să deblocheze definitiv toate porturile fluviale și mai ales accesul pe Dunăre către portul Constanța și din portul Constanța către Marea Nordului, către Rotterdam. E foarte important acest lucru pentru că pe coridorul 7 de transport, cel care face referire la culoarul de la Constanța până la Tărin, Main, până la Rotterdam, deci până la Marea Nordului, este foarte important să avem acest canal navigabil și acest culoar de transport permanent activ. Eu sper să reușim să facem acest lucru. Partenerii de coaliție și chiar domnul președinte Dragnea i s-a părut o idee foarte bună, pentru că cunoștea și el problema, fiind din zona de sud a țării și mult timp, să spunem așa, având activitate colaterală pe Dunăre. Și cred că este o variantă prin care să putem să deblocăm acest lucru. Că altfel, indiferent ce sume am alocat noi pentru dragajul pe șenalul nostru navigabil, eu vă spun că nu vom reuși să facem Dunărea navigabilă, pentru că vom avea acest blocaj în zona pe care o administrează Bulgaria. Și încă o problemă legată de porturile dunărene și de Giurgiu, bineînțeles, colateral. Din păcate, Ministerul Transporturilor și nici compania care are în administrare porturile fluviale, și aici mă refer la PDF Giurgiu, nu a prins în buget nicio sumă pentru realizarea de studii de fezabilitate pentru modernizare și extindere de porturi. De ce spun că este necesar acest lucru? Acum este o discuție. Mulți au viziunea că ar trebui noi să dezvoltăm portul în funcție de fluxul de marfă, adică întâi să ne vină marfa și pe urmă să dezvoltăm portul. Eu nu susțin această teorie și nu sunt de acord cu ea. Eu susțin teoria că putem, prin realizarea de studii de fezabilitate, care să fie aplicabile, adică nu să spunem că în Giurgiu o să transportăm mașini și noi nu fabricăm nicio mașină în zonă. Adică pentru fiecare port să dezvolți o activitate care se pretează pentru zonă, adică Giurgiu fiind aproape de București poate să aibă mărfuri containerizate, fiind o zonă agricolă, poate să aibă o zonă de dezvoltare a cerealelor, mărfuri vrac, deci cu totul și cu totul altceva. Și pentru mașini aș face la Calafat, pentru Craiova, de exemplu, sau Dacia. Dar acest lucru se poate realiza doar printr-un studiu de fezabilitate, studiu care să cuprindă o analiză, zic eu, cel puțin a 10 porturi de pe Dunărea fluvială, în care să ne rezulte foarte clar ce tipuri de porturi trebuie să construim în funcție de conformația terenului,
de depuneri, de tipul de activitate care vrem să-l dezvoltăm și de perspective, astfel încât cu aceste studii de fezabilitate să ne ducem pentru a obține finanțări, fie pe programul POIM, pe infrastructură mare, fie dacă nu pe SWERT, care este un program destul de ambițios și care are sumă foarte mare alocată, dar deocamdată în România nu a intrat niciun ban din această schemă de finanțare, și să putem să ne dezvoltăm și să ne modernizăm porturile. Cum spuneam, din păcate, Ministerul Transporturilor, și asta înseamnă să nu ai o conducere activă, chiar dacă noi am insistat, nu a introdus în buget nicio sumă pentru acest lucru. Am încercat în timpul dezbaterilor în comisii să facem un amendament. Din păcate n-am avut susținerea și majoritatea necesară creată și nu am reușit să introducem acest amendament, dar tot în discuția și în ședința Coaliției de Guvernare la care am participat de miercuri, s-a stabilit foarte clar și eu am susținerea conducerii Coaliției de Guvernare să demarăm o discuție săptămâna viitoare cu noul ministru al transporturilor și cu ministrul de finanțe, astfel încât să găsim sumele necesare și să le alocăm pentru realizarea acestor studii de fezabilitate. O să vedem estimarea la cât este. Eu, din punctul meu de vedere, am considerat că cu undeva 40-50 de milioane de lei, ceea ce nu este o sumă senzațională nici pentru Ministerul Transporturilor și nici pentru bugetul național, practic cu această sumă putem să realizăm studii de fezabilitate pentru cel puțin 10 porturi, cu care să mergem cu ele să le depunem pentru finanțare pe proiectare și execuție și să reușim să dezvoltăm în sfârșit sudul României. Sudul României se va dezvolta, din punctul meu de vedere, atunci când ai cel puțin 10 porturi puternice și foarte puternice, mari și foarte mari, în care să ai și flux de mărfuri și activitate comercială, dar și activitate turistică. Pentru că, din punctul meu de vedere, în aceste porturi și în aceste zone nu putem să gândim doar din punct de vedere al activității comerciale, mă rog, cea de operare, să spunem, și de transport, ci și activitate în zona turismului. Dunărea beneficiază de un turism senzațional în restul Europei și aici m-aș referi foarte mult în Austria și Germania și chiar și în Ungaria și mi-aș dori ca acest lucru să realizăm și noi. Am vorbit personal chiar după ședință cu domnul Răzvan Cuc, era la vremea respectivă doar o nominalizare, acum o jumătate de oră a devenit concret și efectiv ministrul transporturilor, i-am spus despre ce s-a stabilit în coaliție, a rămas să vedem dacă președintele va aproba cele două propuneri și le va trimite către promulgare. S-a întâmplat acest lucru, practic o să am o discuție cu dumnealor. Dar, din păcate, această discuție nu poate să aibă o finalitate prea curând pentru că trebuie să vedem ce face domnul președinte cu bugetul. Și aici este altă problemă și o altă temă la care vreau să ajung și nu foarte mult timp. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă Iohannis în acest moment va decide fie să retrimită bugetul, fie să-l atace sub o formă sau alta la CCR, toate cele lucruri pe care le-au clamat PNL-ul, cei care îl susțin pe domnul Iohannis, pe care le-a clamat și purtătorul de cuvânt al domnului Iohannis acum două zile în conferință de presă, adică că ei sunt salvatorii copiilor și au reușit să majoreze alocațiilor, ar fi doar o chestie de politică ieftină. Deci președintele este obligat, dacă dorește să fie consecvent și el și partidul care îl susține, să adopte acest buget și să-l trimite cât mai repede la publicare. Astfel încât să beneficiem de sumele care am alocat și să demarăm proiectele propuse și foarte important să ne realizăm toate obiectivele din programul de guvernare. Deci, repet, singurul lucru care nu s-a obținut și n-am reușit să-l realizăm din ceea ce am spus cu domnul Tăricianu atunci când am terminat conferința, ședința noastră și am spus în conferință de presă, este cel legat de demararea modernizării și extinderii porturilor actuale sau, eventual, construcție de porturi noi. Asta va stabili nouul studiu de fezabilitate. Cred că dacă, și sunt convins că în noua conjunctură, bine, după ce avem bugetul aprobat cu nouul ministru al transporturilor și cu ministrul de finanțe, sunt convins că vom găsi sumele necesare, ușor, ușor, Giurgiu trebuie să se îndrepte spre ceea ce vă spuneam de mai mult timp. Giurgiu are nevoie pentru a fi repornit, pentru a fi restartat, de investiții mari. Dacă tot timpul discutăm, sunt foarte bune și locurile de muncă unde se creează 5-10 locuri de muncă, n-am o problemă, sunt foarte bune și le susțin. Dar dacă Giurgiu nu beneficiază de investiții mari, de o schimbare esențială a viziunii și a strategiei de modernizare și dezvoltare, așa cum observați și dumneavoastră și observ și eu că locuiesc în Giurgiu și
chiar dacă fac naveta la București, dar mare parte din activitate în Giurgiu. Giurgiu are o problemă din ce în ce mai mare cu locurile de muncă, cu forța de muncă care se exportă fie în altă parte în țară, fie în afara țării, ceea ce este foarte grav. Și are o problemă cu nivelul de subdezvoltare și de populare până la urmă, pentru că, eu vă spun, începe să devină pentru România un indicator foarte important, numărul populației dintr-o localitate și dintr-o zonă. Și cred că la acest capitol nu stăm foarte bine și ar trebui să ne mobilizăm să schimbăm acest lucru. Eu cred că aceste proiecte, repet, sunt foarte importante pentru noi. Ce mai aveam de spus legat de zona de infrastructură pentru Giurgiu? Singurul lucru care n-am reușit și nu o să reușim să introducem în acest buget pe finanțare este al doilea pod de la Giurgiu. Și aici, de ce am vorbit cu doamna Plumb, care a fost interimar la transporturi, și cu secretarul de stat ITEA, este o discuție în cadrul unei comisii interministeriale româno-bulgară, prin care să se stabilească, bulgarii insistă foarte mult pentru acest pod, v-am spus chiar din perioada în care eram ministru și am participat la discuții, bulgarii insistă foarte mult pentru acest pod, ne interesează și pe noi, dar în această negociere, să spunem, a acestei comisii, din care face parte chiar și domnul Titea, se va stabili locul, mă rog, și modul în care va fi aplasat acest pod, dar pe de altă parte se negociază și garantarea sau cedarea zonei de care vorbeam mai devreme, de dragaj de administrarea căii navigabile. Pentru că pentru noi să reușim să decolmatăm, să deblocăm această zonă de șenal navigabil este prioritar. Și atunci, în această negociere, în această discuție între Ministerul Român și cel bulgar, se discută ambele aspecte, adică și un pod nou, unde este un interes foarte mare al bulgarilor, și, bineînțeles, și deblocarea zonei de pe șenalul navigabil administrat de bulgari. Sper și am convingerea că și cu nouul ministru la timonă aceste lucruri vor fi deblocate și vom reuși să tragăm și scenariul administrat de partea bulgară și în același timp să începem să aprobăm și să demarăm construcția unui nou pod la Giurgiu. Deci, dacă toate aceste lucruri se vor realiza, se vor demara în acest an, eu am mari speranțe că Giurgiu ușor trebuie să intre într-o perioadă de normalitate, de dezvoltare. Și acest lucru îl vom vedea, să spunem așa, pas cu pas fiecare dintre noi. Credeți că ar fi bine până dragăm Dunărea să facem măcar Giurgiu din pațul ăla? Ați mai fost pe ultimul? Am fost Mihăiță și am fost chiar săptămâna trecută și o să mai merg și săptămâna asta încă o dată, în weekend. Eu nu mai merg. Da, vreau să spun că am ridicat această problemă într-o discuție pe care am avut-o cu domnul senator Bădălău și cu Marian Mina, pentru că practic directorul de acolo vine din zona PSD Giurgiu și le-am spus că dacă acest lucru nu se va întâmpla, eu o să fac o interpelare către noul ministru. La vremea respectivă aveam un ministru interimar, doamna Plumb era puțin, așa să zic, copleșită de acest lucru. Am discutat și nu cunoștea detaliile problemei. Am vorbit și cu secretarul de stat pe care ALDE îl are în cadrul Ministerului Transportului, se ocupă de infrastructură și am explicat că ar trebui să fie prinse sume în nou buget. Nu am avut o discuție cu domnul Dinu pentru că nu era cazul să am eu o discuție cu domnul Dinu, dar am explicat și domnului Bădălău și domnului Marian Mina că va fi o temă principală, să spunem, pentru mine în conferințele de presă, acest drum și directorul DRDP-ului, cu tot respectul și pentru doamna Dinu și pentru Daniel, pe care îl cunosc de foarte mult timp, la faptul că de foarte mult timp la conducerea DRDP-ului sunt giurgiuveni și noi avem un drum, din punctul meu de vedere, foarte important, prioritar și nu reușim, să nu spun altfel, să alocăm sumele necesare pentru reparare, modernizare și eventual chiar și extindere, lățire puțin din punctul meu de vedere a acelui drum, este foarte grav. Mi-au garantat că au prins sumele necesare și o să înceapă, să spunem, modernizarea lui. Eu sper să văd acest lucru pentru că altfel, mă rog, e un subiect la care, chiar dacă suntem parteneri de alianță, dar aici puțin o să fim pe drumuri diferite. Adică, promis că au cuprins sumele pentru... Așa mi-au spus colegii că... Păi nu, Consiliul Județean, stați că nu e al Consiliului Județean. Nu. Portat din punct de vedere al partidului. Al partidului. Eu când am vorbit cu ei, mi-au spus că ei... Bine, a zis că fiecare an a avut bani, dar din păcate... Asta spun, sumele au fost prinse în fiecare an. E bună observația lui Ion și așa este. În fiecare an au avut sumele alocate. De ce nu s-a deblocat? Credeți-mă că e o mare. Eu l-am întrebat pe Marian care o perioadă bună. Marian Mina, președintele de CJ, care o perioadă bună a fost și el directorul DRDP-ului. Și a zis, bă, Marian, nu înțeleg.
Ok, pe perioada ta s-a făcut tronsonul de la o bucată de la Ghimpat. S-a făcut tronsonul de unde a rămas de la Vadulat, iarăși puțin până la intersecția dintre Roata și Bolentin Vale. Dar la tronsonul ăsta de ce nu s-a mișcat nimic? Și mi-ai explicat, sunt. Acolo iar la tine 12 luni și împotriva. Cum? Giurgiu Ghimpat. Da? Într-un fenomen paralel. Nu este al consiliului județean. Am înțeles ironia. Nu contează cine vine, că pe el mergem mai mulți dintre noi, nu merge doar domnul Bădălău, dar din punctul meu de vedere, și repet, această discuție am avut eu cred că acum 3-4 luni cu cei doi conducători ai PSD-ului și cu domnul Bădălău și cu Maria Mina și l-am explicat că e subiectul pe care îl voi prezenta foarte des în conferințele de presă. Cu toată prietenia și colaborarea, aici o să fim pe direcții diferite dacă nu fac ceva în sensul ăsta, mai ales, repet, în condițiile care au avut sumele în buget și în 2017 și în 2018. Sincer, eu nu prea am înțeles ce a spus domnul Medina ieri. A spus că sunt prinse sume în buget și anul ăsta, dar nu s-a înțeles foarte clar dacă scrise sume doar pentru alte plombe sau pentru modernizare plombe. Nu, hai să spun ceva. Haideți să vă spun ceva. În cadrul DRDP-ului există un buget. Eu sunt convins că în momentul când s-a croit bugetul, s-au făcut alocări de sume pentru fiecare drum în parte, în care la unii au prins modernizare, extindere, la altele plombe și așa mai departe. Eu vă spun că în cadrul bugetului DRDP, cu aprobarea ordonatorului principal de credit, adică NAIRU și Ministerul Transporturilor, poate reîmpărți această sumă și să aloce o sumă mai mare dacă cumva au nevoie de o sumă mai mare. Dar, repet, din păcate aici m-aș aștepta ca domnul Dinu, ca Giurgiu Fen, să vină și dumneavoastră într-o conferință de presă și să ne spună care e realitatea acolo și ce se întâmplă. Sincer, eu asta aș fi să vină să spună... Lumina ei a spus că s-ar putea să fie o problemă de foarte mulți bani acolo, pentru că e beton jos și e beton de 40 de centimetri și trebuie scos ăla, că nu prinde asfaltul bine pe el, ceva în genul ăsta. Nu. E vorba de soluția tehnică de construcție și, într-adevăr, e o problemă pentru că acel drum este din plăci de beton. Dar, repet, dacă s-ar fi demarat acest proiect încă de acum un an de zile și ar s-a început construcția, putem să înțelegem deranjul în timpul modernizării. Nu ne-ar fi deranjat și nu ne-ar fi fost supărați. Dar foarte important să înceapă sub orice formă, numai să înceapă. Să zicem că prima dată doar un alt stradă de asfalt peste plăcile de beton. Dar important să înceapă ceva, să se întâmple ceva. Asta e foarte, vă spun, e într-adevăr, din punctul meu de vedere, un lucru foarte grav. Nu e autostrăzi să toarnă beton? Cum adică pe autostrăzi? Normal că se toarnă beton. Și peste betonul la care vine stratul. Dar... Nu, autostrăzi, ca soluție constructivă? Nu. Pe autostrăzile, acum au cele care se construiesc în ziua de astăzi, au altă soluție constructivă și stratul suport nu mai este din beton. Nu se mai construiesc drumuri care au strat suport din beton. Acolo se pleacă de la prima dată o argilă care să-ți dea o stabilizare mai mare cu pământ, pe urmă se intră cu chișai, pe urmă se intră cu balastru, pe urmă se face un filtru invers, iar se finalizează cu nisip și pe urmă se toarnă. E un binder. Da, într-adevăr. Așa este. Ea practic trebuie decupată toată. Până la stratul de fundați, ea trebuie decupată toată. Să întreținem o amuletă de șosea și facem altă. Nu contează, orică o întrețin, orică o fac, ceva trebuie făcut. Eu nu spun că trebuie schimbat atât. La capăt pe câmp că durează mai puțin și te costă mai ieftin. Cu alt traseu, probabil. El a fost de școală din acolo. Nu mă, n-am, dar am fost și mi-a trebuit să schimb amortizoarele de la mașină. El a fost exclus din cadrul... Ajung și acolo. Am și eu două subiecte și mă întrebați. Scurte ca să închidem repede subiecte. Ce subiect ați trecut? Ați trecut peste el, doar să mă întreb și eu un lucru. Ați spus în contextul dragării Dudării, că a stat de vorbă cu domnul Dragnea și credeți că a înțeles și domnul Dragnea că a avut activități colaterale cu Dunărea. Vă referează la Bedina? Nu. Dar în momentul când ești președintele Consiliului Județean, ai foarte multe activități care țin de zona pe care tu o administrezi. Domnul Dragnea, de exemplu, în perioada în care era, cred că, președinte al Consiliului Județean, împreună cu primăria de la Turnu Măgurele, au realizat o importantă trecere cu Bacu între cele două maruri, Măgurele-Nicopol. E doar un exemplu pe care pot să vi le dau. Nu s-a stricat, bă. Să continuăm cu subiectele celelalte, că pe urmă se grăbesc și pleacă. Tot dumnealor ne-au rugat. N-ai cum să fii din zona, să te naști din zona Dunării și dumneavoastră știu că e născut la Turnul Măgurele sau a locuit o bună perioadă la Turnul Măgurele și să nu cunoști problemele Dunării. Aș vrea să ajungem și la PNL Giurgiu, chiar dacă de multe ori am evitat să vorbesc despre acest partid. Din păcate... Ajung la aceeași concluzie de care vorbeam și mai devreme, că
De fiecare dată, la Giurgiu, PNL-ul a trebuit să vină cu alte soluții decât propriile soluții. Am văzut acum că a fost stabilit interimar domnul Motranu. Îl cunosc pe Dan din perioada în care eram în PNL și chiar am avut câteva campanii comune, chiar începând din 2008. Cred că este o persoană destul de, să spunem, pregătită politic, dar nu pentru Giurgiu. Asta este părerea mea personală, s-ar putea să fiu contrazis. Nu este un băiat care, cu care să nu poți să stai de vorbă și să n-ai un dialog și să nu poți să ai viziuni și discuții despre politică, dar despre politica națională, eventual despre București, despre Giurgiu este mai greu. Acum, bine, am înțeles că domnul Motreanu este interimar, nu știu cât va dura interimatul și care va fi strategia celor din PNL, dar, nu știu, cred că în următoarea perioadă o să avem posibilitatea să vedem cum va acționa domnul Motreanu în județ și ce tip de politică va practica. Dar foarte important este că în acest moment, și cunosc foarte bine toate discuțiile și toate permutările care au fost și frământările la nivel național pentru alegerea unui președinte, chiar fiind interimar, din păcate subliniez și eu faptul că s-a dovedit că PNL Giurgiu la ora actuală nu mai poate să ofere o soluție de conducere. Asta a fost decizia Biroului Național. Eu, unul personal, chiar dacă e partid în opoziție cu PSD și ALDE, adică și cu noi, mi-aș fi dorit foarte mult să fie un giurgiuvean cu care să putem să avem un dialog și să stabilim câteva lucruri foarte importante, astfel încât să înțelegem că acolo unde putem să avem puncte de vedere comune, cele trei partide importante din orașul și județul Giurgiu, să acționăm în comun. Cum o să vedem și domnul Motreanu dacă cumva va avea o abordare pe stilul lui Mairin Anton sau va avea o abordare mai deschisă și mai, de, mă spun așa, mai aplicată spre zona de susținere a orașului și a județului, pentru că e foarte important ce va clădi, ce va lăsa în urmă. Am înțeles că au fost tot felul de frământări, tot felul de discuții, cine să vină președinte, de unde să vină președintele. O să vedem cât de mult vor avea capacitatea de pregătire și organizare pentru următoarele alegeri. Dar cred că PNL-ul, și asta știu și ei, că au și studii și sondaje și le cunosc și eu, trec prin în județul Giurgiu, trec printr-o criză foarte puternică și criza în general este de lider, se numește criză de lider. Așa cum observați și dumneavoastră, România este obișnuită să aibă lider, să aibă tătuc, să aibă omul care să tragă partidul înainte. PNL-ul nu are nici la nivel național lider și asta o recunosc mulți lideri naționali de PNL-ului, ca o mare problemă cu domnul Orban și nu le identifică ca lider. Pe de altă parte, uitați-vă la decizia pe care este foarte posibil să o adopte, în primul rând Ludovic Orban și pe urmă ceilalți colegi ai lui, să pună în capul listei o persoană din afara partidului. Adică cam cum la Giurgiu a venit Dan Motreanu, noroc că mai e și membru PNL, bine că nu l-au înscris înainte cu o zi să-l numesc. Și e membru vechi, repet. Dar să pui pe primul loc la lista de europarlamentare o persoană din afara partidului, care, eu vă spun, de-a lungul timpului a avut poziții destul de dure și critice la mulți lideri ai PNL-ului, mulți lideri. Mă refer la Rareș Bogdan. De altfel, un prezentator și, spunem, un moderator destul de simpatic, dar nu știu ce calități are să-l recomande pentru această funcție. În afara faptului că, așa cum spuneam și aseară la o emisiune, la un post național, cu siguranță este foarte posibil ca în bătălia dură pentru voturile de dreapta, PNL-ul să reușească cu această mutare să ia foarte multe voturi din zona hashtag care acum ar vota USR și plus. Eu am discutat cu mulți colegi din Parlament care sunt membri PNL și lideri naționali și sunt foarte speriați în toate sondajele de această asociere USR și plus. Și nu sunt neapărat speriați pentru europarlamentare și sunt foarte speriați pentru alegerile din toamnă, iarnă la prezidențiale. Și atunci cred că această mutare este menită probabil să atragă foarte mult electorat din această zonă, să spunem, hashtag, care acum ar vota USR și plus. Dar pe de altă parte trebuie să fie foarte atenți de la PNL, că e foarte posibil să aducă mari nemulțumiri în rândul peneliștilor și pedeliștilor tradiționali, oameni cu activitate și muncă, oameni care au foarte multe voturi în spate și este posibil ca în anumite zone să vedem o demobilizare a acestora. Și cred că e un lucru destul de grav și vă spun și de ce. Eu vă spun că aceste alegeri, și am trecut prin trei, una doar pentru parțial pe 2 ani și 2 pline, aceste alegeri sunt doar de organizare și mobilizare.
Deci nu sunt alegeri de simpatie, haide să fim serioși. Simpatia are o procedură foarte mică aici, e alegeri de mobilizare, sunt alegeri de organizare și mobilizare și practic fiecare partid trebuie să-și mobilizeze activul de partid. PNL-ul fuzionat cu PDL-ul are încă un activ de partid destul de consistent, cel puțin pe rezultate și pe, dacă ne uităm pe aleșii locali, al doilea partid în România. Dar cred că va avea o problemă de mobilizare a lor în momentul când va veni cu Rareș Bogdan pe primul loc. Rareș Bogdan care susține tot timpul că ar trebui să nu se mărească pensiile și salariile. Rareș Bogdan care spune că toate fondurile care se dau prin Ministerul Dezvoltării și prin PNDL sunt bani de partid și bani pentru primari. Rareș Bogdan care tot timpul a criticat toate măsurile care s-au adresat acestui activ, chiar și PNL. Pentru că de aceste fonduri și de aceste măriri au beneficiat și membrii PNL-ului. Și cred că e destul de greu, adică eu vă spun că e un punct sensibil pe care eu o să-l apăs în campanie. Rareș Bogdan care și eu să scot fragmentat tot ce a spus Rareș Bogdan despre acești om. Eu sunt mai rezervat, domnul. O să vedeți, la o prezență de până în 35%, PNL cu Rareș Bogdan pe listă s-ar putea să fie sub 20 cu mult. Și mai discutăm. Ne mai întâlnim aici. Aș vrea să ajung și la partenerii și colegii de la PSD, că tot a vrut să mă întrebe domnul Diaconescu și sau Mihăița. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Eu personal consider că nu este bine pentru că nu este bine că la ora actuală Giurgiu, bine, pe hârtie nu este cazul, pentru că cei doi parlamentari și Andrei Alexandru și Răzvan Cuc rămân tot deputați de circunscripția Giurgiu, deci ei nu sunt deputați din altă parte. Deci pe hârtie în Parlament apar deputați pe circunscripția, nu știu, 19, 9, nu știu ce circunscripție suntem noi, dar sunt deputați de Giurgiu, ca să lămurim chestia asta. Dar este destul de delicat că noi, coaliția de guvernare din Giurgiu, care aveam practic toți parlamentarii, la ora actuală avem mai puțin cu doi. Și avem mai puțin cu doi pentru că Andrei Alexandru n-am înțeles prea bine. Eu din ce am înțeles și-a dat el demisia acum vreo două săptămâni. Dacă din grupul parlamentar, nu știu, nu știu care e. Nu știu care e procedura. Dacă doar din grupul parlamentar nu înseamnă și din partid, chiar nu cunosc și n-am avut această curiozitate. Da, nu știu asta. Dar nu cred că poți să fii, să pleci din grupul parlamentar și să fii membru. Ești membru PSD, automat ești din grupul parlamentar respectiv. Repet, nu vreau să discut pe chestia asta, că e o chestie tehnică și chiar nu mă interesează. Dar faptul că PSD-ul ieri a adoptat o decizie de excludere, atâta timp cât mai sta această posibilitate și discuție, cred că a fost o greșeală. Cred că PSD, Giurgiu, ar fi trebuit să aibă o discuție cu el în primă instanță, să lămurească foarte clar lucrurile, să vadă ce nemulțumiri sunt, astfel încât să menținem toți parlamentarii, eu personal mi-aș fi dorit să menținem toți parlamentarii în coaliția de guvernare, în actul de, în arcul de guvernare. Pentru că este foarte important și cred că observați și dumneavoastră în Parlament, este foarte important ca noi să oferim o majoritate în continuare pentru guvernare și pentru guvern. Răzvan, mă bucur că a reușit să rămână în coaliția de guvernare, dar în același timp mă supără că nu mai este deputat de Giurgiu. Până la urmă, noi aceste mandate le datorăm și le avem datorii. Deputat de Giurgiu. Deputat de Giurgiu, dar nu mai... Domnul Mandu, hai să fim serioși, nu vă închipuiți că mai activează cumva în Giurgiu, ca să lămurim chestia asta. El este mutat la Neamț, probabil că va fi foarte activ acolo. Deci, asta rămâne de văzut. Deci faptul că Giurgiu pierde un deputat care se duce și să activeze în zona Neamț și coaliția de guvernare de la Giurgiu pierde încă un deputat, din punctul meu de vedere nu este un lucru bun. Aduceți-vă aminte că am tras atenția, cred că acum 4-5 luni de zile, că este posibil să întâmple acest lucru. Am făcut apel la, mă rog, la calm și la capacitatea celor două părți să se înțeleagă și să discute. Din păcate acest lucru nu s-a realizat pentru că s-au fost și sunt probabil foarte mari ambiții și orgolii. Nu cunosc foarte bine traiectoria politică pe care Andrei Alexandru o va avea. Repet, din punctul meu de vedere este o greșeală că i s-a închis ușa în nas. Da, ieri, așa am citit și eu și am văzut, că ieri a fost exclus în timpul cexului PSD. Faptul că i s-a închis ușa în nas unui deputat fără să aibă o discuție, l-am întrebat, mă, a vorbit cineva cu tine, te-au căutat? Chiar l-am sunat după asta și mi-a zis, mă, nu m-a căutat, n-a vorbit cu mine, e decizia lor. Eu cred că eu l-am simțit că a fost dispus să aibă un dialog și să mai lase o portiță deschisă, pentru că până la urmă n-ai cum să te desparci atât de repede de unele lucruri care le-ai realizat împreună acolo. Și de asemenea, faptul că
Ei n-au reușit să susțină și ei pe Răzvan să fie ministrul transporturilor și Giurgiu să mai aibă încă un ministru, că până la urmă n-ar fi dăunat. Am avut perioade cu doi miniștri. Este o mare, iarăși o mare greșeală. Mă bucur foarte mult pentru Răzvan. Vreau să subliniez că, din păcate, așa cum s-a conturat, este doar o reușită personală. Deci nu este o reușită nici a PSD Giurgiu, nici a ALDE Giurgiu, nici a vreunei adănuit în Giurgiu. Este o reușită personală a lui Răzvan. O reușită personală care, cu siguranță, îi va da posibilitatea să-și continue proiectele care le-a început. Și pentru mine personal mă bucur că ați văzut, am foarte multe dorințe care țin de Ministerul Transporturilor. Și chiar am discutat cu Răzvan despre ele după ședința de coaliție de guvernare și m-a asigurat de tot sprijinul dacă va fi, mă rog, aprobat de președinte, lucru care s-a întâmplat, și o să vă asigur că de săptămâna care vine încep discuțiile pe această temă. El cu siguranță că va activa foarte mult în următoarea perioadă în organizația Neamț, acolo unde a fost transferat, dar eu sper și fac apel la el și o să-i spun și personal să aibă în continuare ușa deschisă pentru orice ales local, că e primar, viceprimar, președinte de Consiliu Județean sau consilier din Giurgiu, să aibă ușa deschisă pentru giurgiuveni și pentru cetățenii din Giurgiu, astfel încât cu, să spunem, o bună atenție și o activitate foarte bună să reușească să finalizeze proiectele pe care unele din ele chiar el le-a început în perioada în care era ministru, proiectele pentru Giurgiu. Probabil că îi va fi mult mai greu să aibă aceeași aplicare și activitate în Giurgiu, dar, repet, eu nu cel puțin îmi asum că voi avea tot timpul grijă să-i spun că este foarte important și Giurgiu, și chiar dacă poate următorul lui mandat de deputat va veni din altă zonă a țării, este foarte important să nu uite de unde a plecat. Și vă asigur că voi face acest lucru. Cunoscându-l pe Răzvan, sunt convins că va marșa destul de repede. Repet, din păcate, orgolie și ambițiile personale, și repet, din ambele tabere, nu spun că e mai vinovat Bădălău cu mine decât Marian cu Alexandru, au ajuns, s-au dus în situația în care noi la Giurgiu, din 6 parlamentari, mai avem 4 în arcul de, al coaliției de guvernare. Eu sper să ne oprim aici și să rămân așa, să nu mai avem alte surprize, astfel încât să consolidăm în continuare, să spunem, dezvoltarea județului. Pentru că trebuie să recunoaștem, au fost foarte multe proiecte atrase pentru primari, dar niciun proiect major pentru Giurgiu. Proiectele majore și importante pentru Giurgiu sunt cele care le-am spus astăzi aici. Cale ferată, pod la Grădiștea, pod peste Dunăre, port nou și la navigabil permanent. Dacă vă uitați, toate dintre ele depind de un singur minister. Eu sper ca Răzvan să înțeleagă și să sprijine acest lucru, dar, repet, fiind o decizie în coaliția de guvernare, sunt convins că Răzvan va avea toată aplicarea pentru proiect. Rămânând la PSD, cum comentați faptul că domnul ministru Bădălău a fost propus sau s-a propus, nu știu, pentru europarlamentare? M-a surprins și pe mine. Eu l-am întrebat la un moment dat și mi-a spus că nu, n-ar vrea să plece. Acum îl cunoaștem cu toții. Pe... domnul Jimmy, stați liniștit. Acum îl cunoaștem cu toții pe domnul Bădălău. Știți bine că nu se va băga în această competiție ca să iasă pe locul 2. Adică, la cum îl cunosc eu pe Bădălău, dacă nu este în ce eligibil, e o problemă. Nu, au alegători diferiți. Nu, dar au alegători diferiți. Oricum, au bazine electorale diferite. Asta te asigur. Nu. Dacă, și sunt convins că va reuși, pentru că totuși Giurgiu, pe rezultate, a fost o organizație puternică. Din păcate, pe parlamentarii a început să piardă. Eu cred că va reuși și să se impună pe listă și să fie pe un loc eligibil. Repet, cunoscându-l pe domnul Bădălău, nu s-aruncă doar așa să fie și el pe acolo pe listă. Sunt convins că se va duce pe un loc eligibil. Mă surprinde faptul că își dorește să plece la Bruxelles. Asta nu știu cum arată pentru electoratul și pentru activul de partid al PSD-ului. Dacă liderul tău dorește la un moment dat să plece în altă parte și nu mai rămâne în mijlocul tău, ok, poate să rămână președinte în continuare, va fi în continuare activ, dar vă spun eu, de la distanța asta, hai că de la București mai facem naveta, mai venim să stăm de vorbă cu oamenii. Dar de la Bruxelles să conduci cu aceeași mână de fier și cu rezultate, nu conferințele de presă sunt importante. Sunt și alea importante, dar nu sunt decisive. Dar nu se țin conferințe de altcineva. Da, nu știu, asta e decizia lui. Întrebare. După discuția telefonică care ați avut aseară cu domnul Andrei Alexandru, i-ați propus cumva să intre în ALDE Giurgiu? Nu, niciodată.
Dar nu. Dacă și-ar exprima dorința la ați primi? Trebuie, ar trebui să fie primul rând o discuție în coaliție, pentru că avem de principiu o înțelegere să nu ne transferăm parlamentari între noi. Și atunci... Nu mai e... Nu, dar asta nu înseamnă că e ok. Asta e o, da, asta e, poate să fie presupusă o schemă. Nu l-am întrebat de viitorului politic și ce are de gând să facă, dar revenând la Alexandru, pe care spun că îl cunosc și eu destul de bine, sunt convins că nu va sta degeaba. Adică așa sunt eu convins, o să încerc să vedem dacă va spune, bineînțeles, ce vrea să facă. Sunt convins că are un proiect politic și nu va sta degeaba în următoarea perioadă. Dar vă spun că nu ne intersectăm în această activitate, deci nu s-a discutat și nici vreodată n-am discutat amândoi, bă, ce părere se vede. Politic ar putea să-l vizeze și pe nou Bean? Să facă ce cu Bean? Dar poate ne-a părut. Da, nu știu dacă vă referiți la PDL sau la Pro-România. La PDL, n-am... La PDL. Da, păi nu, Mihai s-a referit la Pro-România. N-am informații că ar vrea să se intersecteze, că ar vrea să se ducă către un partid din cele două. Dar cu siguranță își va alege, clar, o direcție politică. Eu cred că Andrei este, să spunem așa, un tip, un politician, care va avea capacitatea să-și crească un drum bun în următoarea perioadă, depinde doar de el. Repet, pentru mine personal, eu am un regret destul de puternic, pentru că odată ieșit din această coaliție de guvernare și din acest arc de guvernare, pe lângă pierderea ca și deputat, că până la urmă e, poate fi un număr, e o pierdere ca partener, colaborator, chiar relații destul de apropiate cu el. Ca elector, pentru că ca elector are și o influență. Și are și o influență destul de mare în județ, are foarte mulți prieteni în rândul primarilor, are foarte mulți oameni apropiați în rândul viceprimarilor și consilierilor. Cu siguranță Alexandru, dacă și începe un nou proiect politic, indiferent unde începe, eu sunt sigur că va face o figură bună. Acum, eu nu cred că Alexandru să va sta acasă următorii 2 ani. Poate să mută la Neamț. Nu, asta ar fi prea mult. Asta ar fi prea mult. Sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Poate să aibă Neamțul 12 deputați. Da, mai mult decât poate să scoată. Nu, cred că asta nu se va întâmpla, dar, repet, eu îmi doresc ca Alexandru să rămână în Giurgiu. Mi-aș fi dorit foarte mult să rămână în coaliția de guvernare. Acum, repet... Păi nu e timpul, dar depinde ce fac colegii de la PSD, de ei decid, de ei depinde. Eu mă așteptam ca... Dânsul fiind parlamentar, fiind deputat, bun, l-a exclus organizația de aici, nu trebuie să discute și la București? Ba da, procedura, el e membru al CEX-ului, un fel de delegație permanentă și ar fi trebuit un CEX național să stabilească acest lucru. Acum, probabil că cei de la Giurgiu vor înainta hârtiile către CEX-ul național. Nu știu exact care e procedura și ce vor face acolo. Dar eu... situație ingrată în coaliție, până la urmă de majoritate. Exact. Nu stăm foarte bine la Camera Deputaților. Avem un deficit de 3 parlamentari cu Alexandru. Sau 4, ceva de genul ăsta. 7. Eu știam că 3 și cu Alexandru devenisem 7. 7, ok. Avem un deficit de 7 parlamentari. Nu e o bucurie, nu e un lucru care să ne bucure și orice pierdere ne îngrijorează. Dar la mine, pentru mine, e o pierdere cu atât mai mult cu cât reușisem această alianță să facem o figură foarte bună în Giurgiu și să fie singurul județ din țară din care PNL-ul nu a obținut niciun parlamentar. Că e posibil prin anumite jocuri PNL-ul să se trezească cu un parlamentar, asta e. Dar n-au meritul dar fi scos de ei, ci doar să-l obțin așa, în urma unor greșeli făcute de noi, ca să zic așa. Am văzut că la de Giurgiu a avut o propunere care s-a și concretizat pentru funcția de director la FM, până când vom avea aceea stă de vorbă cu dumneavoastră, nu este la noi n-am făcut nicio propunere, noi nu facem propuneri, asta este decizia conducerii AJFM-ului și a Ministerului. Nu se fac propunere de partid. Da, e membru ALDE. ALDE are în Giurgiu, cred că, câteva mii de membri. Acum e greu de spus. În momentul când, dacă va fi numit, nu știu dacă a fost numit sau nu, când va fi instalat, o să aibă o conferință de presă și o să puteți să-l întrebați. La AJFM, nu? Da. Ca să lămurim. Nu chemăm directorii să ține cu ședințe la partid, dar acolo și lămuriți orice problemă doriți cu ea. Nu ați învățat nimic ca colegii noastre de la PSD. Chemarea directorului. Da, nu știu, eu am noi alte principii. Vreau să vă anunț un lucru pozitiv pentru tineri. Mai concret, mâine seară, începând cu ora 19, la terasa Nuam Pub, aici aproape de noi, organizația TLDE, împreună cu organizația mamă ALDE Județean Giurgiu, vom avea o petrecere pentru Dragobete. Noi de fiecare dată am preferat, să zic așa, să sărbătorim Dragobetele, nu Sfântul Valentin sau Valentine Day.
Dragobetele, pentru că am văzut așa foarte des circulat pe net, iubim românește, nu altfel. Deci, cu alte cuvinte, chiar și dintre dumneavoastră, dacă doriți să participați la acest eveniment, sunteți invitați, de relaxare, plăcut, da. Nu de altceva, în care tinerii sărbătoresc dragobetele, pentru noi e o plăcere și ne-am bucurat să fiți cu toți acolo. Consider că în condițiile în care Giurgiu posibilitățile de deconectare pentru tineri sunt din ce în ce mai restrânse, astfel de acțiuni ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, organizate de toate partidele care contează în județ. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar e o chestie doar de socializare în care tinerii au posibilitatea într-un număr mai mare să stea în un loc, să socializeze, să discute. Dar, repet, noi menținem această tradiție și ca atare, mâine seară începem cu ora 19 la terasa nouă în pub, adică bine, înăuntru. Costumul popular obligatoriu? Acum fiecare aveți, cum dorește să costumeze. Aveți secțiile peste 45? Pentru tinerele speranțe, da. Tinerele speranțe, deci. Mihăiță, excepția doar pentru cei de la masă, ca să ne înțelegem.